Nu este pentru nimeni o noutate faptul că elevii din mediul rural au început să se înscrie la cursurile unităților de învățământ din orașele cele mai apropiate. Edilul șef din comuna Argeșeană Valea Iașului a găsit însă o soluție inedită pentru a-i determina pe copii să studieze la școlile și grădinițele din localitate. Astfel, toți școlarii și preșcolarii din comuna Valea Iașului care rămân să învețe în comună primesc o bursă de merit. Acordăm burse pentru toți copiii. Deci mă refer la cei de grădiniță, preșcolari și școlari, în cursul anului 2010 pentru toți copiii care învață în comuna Valea Iașului. Este o chestiune mai specială, vrem să-i ținem în Valea Iașului, că degeaba facem grădinițe și școli dacă nu avem copii. Deci aș preciza, nu sunt burse de merit, nu sunt burse de, pentru probleme deosebite, ci sunt burse, un spor, să zic, la bugetul familiilor, nu este foarte mare, dar zic că este de luat în seamă. Și să le și precizăm, 300 de lei pentru fiecare preșcolar și 400 de lei pentru fiecare elev de școală generală. Prin această inițiativă, primarul din comuna Valea Iașului vrea să se asigure că tinerii rămân să studieze la unitățile de învățământ din comună.